În fiecare an se organizează evenimentul ăsta de început de vară, Viva. Și întotdeauna se întâmplă pe marginea piscinei. Este un eveniment grandios. Pe vremuri, dacă nu mergeai la eveniment la Viva, practic nu existai pe piața de media. Era așa o chestie. Și anul trecut nu s-a organizat. Și cred că nici acum 2 ani, dacă stau să mă gândesc bine. Anul trecut a fost. Anul trecut a fost, dar am fost noi plecați din țară, da. Și evident că am primit și noi invitație. Din păcate, eu n-am putut să ajung anul ăsta pentru că lucram și terminam emisia în jur de 9:30 și aș fi ajuns până mă schimbam, până mă aranjam și eu sau așa, la 10:30, ceea ce era foarte târziu. Deși am înțeles că s-a stat până târziu în noapte la petrecere. Și atunci, ca să onorăm cumva invitația, Tavi ar fi mers oricum și ne-am gândit să o trimitem pe Victoria împreună cu el și să-i fie parteneră de eveniment. Pentru prima dată ieșită la un eveniment de genul acesta și evident am vrut să vedem și cum reacționează, pentru că încet, încet trebuie să începem să le scoatem în lume, nu doar să le ducem la locul de joacă. Na, ele trebuie să știe că trebuie să crească așa, împreună cu mulți oameni, să cunoască mulți oameni, să se învârtă în cercurile noastre de cunoștință și să participe la toate evenimentele la care participăm și noi, pentru că na, ele sunt parte din noi și evident că vrem să le oferim aceleași condiții de viață pe care le avem și noi. Să știi că m-am gândit cum o să fac despărțirea asta între Victoria și Iris pentru petrecerea Viva cu o seară înainte. Chiar și noaptea mă gândeam așa cum o să facem. Gabela tot îmi spunea, lasă că o să vedem noi cum facem, o să rezolvăm. Până la urmă, pentru că noi plecam după ce pleca Gabriela la servici, cam cu o oră, și atunci nu puteam să rămân eu cu amândouă și să fac cumva să o duc la vecina, pe Iris, n-aveam cum. Și atunci a plecat Gabriela mai devreme și a păcălit-o acolo, a dus-o la vecina noastră, Dana, care îi mulțumim, și lui Liviu. Și acolo cu creioane, cu vrăjeli, cu o jucărioară, cu asta, pac, și a plecat. Hai, te las. Și noi am rămas acasă și am sunat apoi pe Gabriela și am întrebat-o, ia zi, iubire, cum ai lăsat-o pe Iris? A comentat un pic, după așa, și am întrebat și pe vecin și a zis că cam 5 minute așa, vreau la mama, vreau acasă, vreau la mama. Dar au luat-o cu joaca și ei se pricep foarte bine și s-au simțit minunat cu ea și desprinderea a fost neașteptat de bună, să zic așa, de ușoară. Intrarea la petrecere a fost extraordinară, era covorul roșu, eu eram un tată mândru așa, a fost destul de diferit față de când mergeam cu Gabriela, de exemplu. A fost prima oară când am luat-o pe Victoria ca și partenera mea, pe fetița cea mare, și a fost un sentiment altfel, foarte plăcut. Nu mă simțeam singur, mă simțeam dimpotrivă ca și când nu se poate întâmpla nimic rău, vreo poză strâmbă sau ceva, când sunt cu ea sau cu ele, mă simt așa confident, știi, am încredere în mine. A fost foarte, foarte interesant. Ea a fost cu mințică, dar s-a emoționat pentru că pe mine lumea mă știa, da, la petrece sau așa, dar toată lumea a venit pe ea și un pic i-au luat și din spațiul ei intim, se năpusteau așa, era, cum să zic eu, atracția momentului și s-a simțit un pic copleșită și se emoționa așa și nu prea a vorbit cum a scos să vorbească ea acolo, dar ușor, ușor o să mai ies cu ea, o să mai ieșim cu ea și se va acomoda mult mai ușor și va fi mai dezvoltă cum este ea de fapt. I-am căutat și eu o rochiță pe măsură, pentru că am vrut să fie așa drăguță, gingașă, drăgălașă. Lucru care am înțeles că s-a și întâmplat, pentru că eu n-am fost acolo, dar Tavi mi-a spus că veneau mulți oameni la ea și spuneau, știi, ești cea mai frumoasă fată de aici, de la petrecere. Și-a avut o rochiță bleu cu niște margarete imprimate
Și a trebuit să mă rog de ea în fiecare zi de când i-am cumpărat rochița să nu se îmbrace. Mama, nici astăzi nu ne îmbrăcăm cu ea. Ne îmbrăcăm peste 3 zile când e evenimentul. A doua zi iarăși mă întreba: mami, dar pot să-mi iau rochița cu margarete la școală sau unde am mai mers, că am tot ieșit zilele astea? Nu, mama, nu se poate, e pregătită special ca să mergi la Viva cu ea. Au oameni, da, suntem. Poți să faci și pizza și acum? Da? Hai, și... Rochița cu margarete are o poveste întreagă, pentru că pe Victoria o cheamă și Margot, care vine de la Margareta. Pe bunica paternă a chemat-o Margareta și a fost așa o iubire mare între Tavi și bunica lui Margareta. Și eu am fost cea care m-am gândit să îi punem și un nume derivat de la Margareta. Și am zis să fie Margot, mi s-a părut mai interesant mie, așa, mai de regină. Acum câteva zile am fost cu ea la mall, la noi aici, și în parcare toate spațiile verzi sunt amenajate cu iriși. Iriși de toate culorile, este o explozie de culoare acolo. Și i-am explicat: uite, vezi, florile astea poartă numele pe care îl poartă și surioara ta, Iris. Și zicea: dar și ăsta mov, și ăsta grena, și că toate culorile de iriș. Am zis: da, 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 toți ăștia sunt iriș. Wow! Și m-a întrebat: dar eu de ce nu am, de ce nu, pe mine, de ce nu mă cheamă ca pe o floare? Și am zis: ba da, ai și tu nume de floare, te cheamă Margareta, mă rog, Margot, de la Margareta, și Margareta este o floare. Și am arătat Margareta și, na, e îndrăgostită acum de margarete, într-un fel sau altul. Și când i-am cumpărat și rochița asta cu margarete, ea a zis că gata, wow, ce frumoasă, ce spectaculoasă, ce minunată, ce extraordinară.